Bună ziua! Sunt Ion Armeanu și bine ați venit la o cafea cu prietenii, adică cu dumneavoastră. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați. Astăzi m-am gândit să vorbim un pic despre algoritmi ca parte a culturii și a naturii. Poate afirmația nu vi se pare naturală, dar luați o fotografie de pe internet, aveți toate șansele ca aceasta să fie reală, în sensul că fotograful a făcut în realitate această fotografie. Dar este aproape sigur și ficțiune. Probabil că s-a lucrat mult la ea după fotografiere. Și ceea ce s-a realizat este că a remodelat digital anumite aspecte pentru a indica și transmite un anume ceva, o idee, o informație, o emoție. Cum? Cu ajutorul unor algoritmi. Cu toții ați observat, de asemenea, că dacă ați căutat ceva pe internet, aproape instantaneu va apar reclame la produse asemănătoare. Sau ați auzit de o campanie electorală desfășurată conform indicațiilor unor firme de analiză a datelor? Cum se realizează oare așa ceva? Cu ajutorul unor coduri scrise urmând anumiți algoritmi. Și așa, iată că trebuie să revenim la matematică. Și să nu uităm că matematica este în același timp și știință și artă. Uneori, însă, este și o metaforă. Dar ideea este că avem de-a face cu o metaforă un pic cam scorțoasă, cam greu de înțeles și uneori greu de descifrat, dar care, că vrem sau că nu vrem, începe să fie din ce în ce mai prezentă în viața noastră. Ca și fizica, de altfel, sau biologia, sau chimia. Foarte curând, nu vom mai putea înțelege lumea în care trăim dacă nu vom avea cunoștință de matematică. Azi, rolul matematicii contemporane este regândit și aici mă gândesc nu numai la matematicieni, ci și cei din afara matematicii, dar care o utilizează, și nu mă refer doar la matematica financiară, ci la matematică în general. Pentru că suntem în plin proces de tranziție a matematicii, de la, ce, de la ceva care este extras și derivă din lume, din uh, lumea în care trăim, din uh, spiritualitate, la ceva care chiar începe să modeleze lumea din jurul nostru, ba chiar și lumea dinăuntru nostru. Și este vorba aici, deocamdată, de algoritm care reprezintă la bază. Chiar matematica folosită de calculatoare pentru a lua decizii. Ei dobândesc înțelepciunea adevărului pentru că se repete de foarte multe ori. Algoritmii se osifică și se calcifică și devin realitate. A apărut, așa cum ați văzut probabil cu toții, comerțul algoritmic, pe care îl vedeți cu toții, care a, evolu a evoluat în parte datorită comercianților, dar și a instituțiilor care aveau de rezolvat, Cam aceleași probleme, și anume este vorba de faptul că ei mută milioane de ceva anume prin piață sau prin lume. Și dacă ei fac acest lucru dintr-o dată, este ca și cum ar juca poker și mizează totul de la început. Ceea ce nu este o decizie înțeleaptă. Deci, trebuie să găsească o cale și folosesc algoritmii pentru a face aceasta pentru a rupe acel lucru mare într-un milion de lucruri mici, dar manevrabile. Iar magia și problema mare în aceasta este că aceeași matematică folosită pentru a rupe acel lucru mare într-un milion de lucruri mai mici poate fi folosită pentru a găsi un milion de lucruri mici care se potrivesc în, între ele ca un imens puzzle și a le suda înapoi împreună pentru a afla ce se petrece de fapt în realitate. Performanța sportivilor sau echipilor, echipelor este evaluată astăzi nu numai în urma analizei unor specialiști, ci ca urmare a informațiilor furnizate din analiza unor date sofisticate, obținute fie la antrenamente, fie chiar în competiții. Analize realizate pe baza ghicea C a unor algoritmi. Unele analize prezentate chiar în timp real. Chiar spectatorilor. Și surpriza este că, desigur, acești algoritmi funcționează nu doar pentru acel lucru pentru care au fost creați. Poți da de acele lucruri la care se potrivesc aproape oriunde te uiți, odată ce ai învățat cum să te uiți după ele și să descoperi elementele comune sau asemănătoare. Corporațiile și instituțiile au folosit mai mulți algoritmi de-a lungul anilor. Ele au început. Cu anumiți algoritmi mai simpli, și-au testat apoi mulți alții într-un proces de evoluție. Aceștia încearcă să te înțeleagă, chiar să pătrundă în creierul tău, ca mai apoi să-ți recomande ce produs ți-ai dori, ce film ai vrea să urmărești, ce vacanță ai vrea să ai, ce ți-ar face plăcere și așa mai departe. Lucru care este foarte, chiar foarte dificil. Dar dificultatea problemei și a faptului că algoritmul nu reușește pe deplin nu șterge efectele pe care algoritmul le determină. În acest moment, o bucată de cod, cu o idee despre tine, este responsabilă pentru 60% din achizițiile făcute. Dar, dar dacă ai putea da o notă a celor produse de orice natură, înainte de a, chiar înainte de a fi create, nu ar fi util acest lucru, dar și înspăimântător? Ei bine, câțiva cercetători de date au algoritm pentru scenarii pentru viitor și pot rula un cod pe care l-au creat, iar ei îți pot spune, cuantificabil, că acesta este un produs care va fi vândut în atâtea milioane de exemplare, că vei câștiga alegerile dacă faci asta și asta, cu o probabilitate incredibil de mare. Aceasta deja nu mai este informație sau mai bine zis, nu mai este doar informație. Acestea nu mai sunt doar statistici financiare. Aceasta este deja o cultură a profețiilor, dar a profețiilor cu bază științifică. Și ceea ce vedeți aici, sau ceea ce nu vedeți de fapt, este că avem de a face cu o fizică a culturii. Și dacă acești algoritmi nu ar mai funcționa la un moment dat și ar lua o razna, cum am mai putea ști cum ar arăta situația? Oare cât de departe poate evolua asta? E? cât de departe? E o întrebare interesantă. De fapt, poți să ajungi chiar foarte, foarte departe. Nici măcar algoritmii nu pot încă prevedea asta. Algoritmii depind cel mai mult de o calitate și aceasta este viteza. Iar ei fiind funcționează la nivel de milisecunde sau microsecunde. Ca să vă creez o imagine legată de ceea ce sunt microsecundele, aveți nevoie de exemplu de 500 de mii de microsecunde doar pentru a da click cu mouse-ul. Dar dacă tu ești un algoritm și ești cu 5 microsecunde în urmă, atunci ai pierdut în fața algoritmului care a fost doar cu 4 microsecunde în urmă. De fapt, ca algoritm ai un viitor strălucit Faptul că noi, în acest moment, să zicem așa, terraformăm Pământul însuși și lumea cu acest gen de eficiență algoritmică este deja o realitate. Nu mai este o ficțiune. Și în lumina acestui fapt, te întorci în timp și te uiți la matematică și la evoluția algoritmilor și îți dai seama că matematica nu este o metaforă, este chiar o profeție. Este profeția efectelor determinate și declanșate de matematica făcută de noi. Iar peisajul a fost format întotdeauna din acest fel ciudat și neliniștitor poate de colaborări între natură și om. Acum există a treia forță coevoluționară și care își cere drepturile, algoritmii. Și trebuie să înțelegem. Ca parte a culturii și a naturii. Și, într-un fel, chiar sunt. Dacă ai vreo sugestie, sau doar vrei să vorbim, aștept, desigur, comentarii și mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul. Sau, și mai bine, că am putut fi de folos. Vă urez mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut, nu uita să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile, de asemenea, nu uitați să vă abonați.